Tinerii care doresc să studieze la Colegiul Militar al Academiei Forțelor Armate Alexandru cel Bun au susținut astăzi proba sportivă pentru admitere. 275 de fete și băieți și-au testat abilitățile de rezistență și au alergat un kilometru în Parcul Valea Morilor din capitală. Ulterior, aceștia au susținut și alte teste, precum ridicarea trunchiului și tracțiunile la bară. În total, tinerii au avut două probe, un test de inteligență și unul la pregătirea fizică, însă doar 60 din cei 275 de pretendenți vor fi admiși la Colegiul Militar. Popuri, gata, start! De la ora 8 dimineață, tinerii s-au pregătit pentru cursa de alergare. Alexei Costache are 15 ani și este din comuna Piatra, raionul Orhei. Băiatul se numără printre cei care au decis să se înscrie în concursul de admitere la Colegiul Militar pentru că își dorește o carieră în armată. Colegiul Militar este un colegiu care poate face dintr-un băiat, poate face un bărbat adevărat. Eu consider că mă voi descurca și voi face tot ce îmi stă în puteri ca să intru la colegiu. Pe Maximilian Curagău l-am surprins în timp ce discuta cu alți potențiali colegi. Tânărul ne-a povestit că de mic își dorește să facă militarie și speră să fie admis la colegiu pentru a-și îndeplini visul. Eu de mic am dorit să fiu în sferă militară și am un interes foarte mare la aceasta. Cum s-a părut proba de astăzi? Destul de bună. Nu era chiar așa de grea, nici chiar așa de ușoară. Printre cele 61 de fete înscrise în concurs, am întâlnit-o pe Cătălina, o tânără talentată de 16 ani care își dorește să facă armata. Cu toate că dansează și cântă, Cătălina a decis să urmeze o carieră în militarie. Tânăra speră să fie admisă la Colegiul Militar pentru a-i face pe părinți și mai mândri. Eram mică și vroiam să fac armata și mă impresionează această profesie. Cred că este foarte interesantă și am o dorință foarte mare. Mergeam cu bunelul meu pe lângă armată și spuneam eu tot așa vreau. Tata s-a bucurat, a început să mândrească cu mine. Și alți tineri speră să fie admiși și consideră că au susținut probele cu brio. Credeam că n-as vin primul, dar am avut încredere și am venit. Ieri a fost ușor și azi tot un pic mai greluț, dar ne-am ținut. La concursul de admitere se iau în calcul mediile de la examenul de gimnaziu și de la probele de aptitudini. Proba de aptitudini este compusă din două module, un test de inteligență și probele sportive. Și se face media la ambele și se introduce în sistem o notă singură. Acum se face admiterea de tehnicieni în militarie. Ei vor fi, pregătim corpul de sergenți pentru Armata Națională. Primul colegiu militar din Republica Moldova va fi deschis în septembrie. Instituția va activa în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Studiile la Colegiul Militar din Chișinău vor dura 4 ani, perioadă în care elevii vor urma programe de formare profesională post-secundară. Absolvenții vor primi gradul militar de caporal.